Da, vă rog. Alo, Sorin? Da. Ce faci? Dar nu știu cu cine vorbesc. Sunt prietenul o fată din Genci. Tu te întâlnești cu prietena mea? Cine ești tu? Băi, băiatule, vezi că știu că ești căsătorit și te întâlnești cu prietena mea, da? Cine ești tu, mă? Mă, eu sunt prietenul ei, mă, băiatule, mă. Tu vrei să spun o nevastă dacă te întâlnești cu ea? Du-te, mă, și-ți bate coasa, mă. Ce ai zis, mă? Du-te și-ți bate coasa. Bate-ți tu coasa, mă. Nu ți-e rușine, mă, băiatule, că faci dintre astea. Dar de ce să mă fie rușine? Nu te iei de Mirela, da? Nu mă iau eu de ea, dar ea întreabă dacă ea să ia de mine. Ce, ea s-o lua de tine? Păi ea întreabă. Păi, eu țin la ea, mă, băiatule. Și dacă ții, eu ce să fac cu tine? Dar cine ești tu, în primul rând? Sunt prietenul ei, ce treabă ai tu? Care, că are o grămadă de prieteni, hai să spun eu, care, că nu știu care ești dintre ei. Da, mă, dar nu știu cu cine ești tu, în primul rând. Cu Mirela Rus, care? Așa, dar cum te cheamă? Ne, sunt... Că se pare că suntem vreo 4 sau 5, nu e nicio problemă asta. Ești al doilea care mă sună. Ieri m-a sunat altul, azi tu, mâine poate altul. Tu vorbești serios? Păi da. Eu am aflat că ești căsătorit și am zis să nu fac rău la familie, că suntem bărbați și știu ce înseamnă asta. Ce înseamnă? Dar spune-mi și mie ce înseamnă. Ești al doilea care... Ieri m-am întâlnit cu altul, cu prietenul ei, zice. Că e prietenul ei. Înseamnă că ai ceva treabă cu ea, mă, că dacă suntem mai mulți care te căutăm... Da, bine, și dacă am, înseamnă, dar tu ce ai atunci cu ea? Dar trebuie să spunem ce am cu ea. Păi, mă... Să spun aia dacă e prietenul, dacă e, tu ești prieten, să spună ea. Bă, Sorine, lasă-o în păpușoi, mă, că nu e așa, mă. Dar cum îi spune să știu și eu, că nici, crede-mă, că și eu înnebunesc. Dar tu ce treabă ai cu ea, până la urmă? Păi eu sunt liber, mă, că nu-s căsătorit, dar tu? Eu sunt divorțat, poftim, na. Hai, lasă, că bun, știu. Bun, și dacă știi care e problema? Păi, da, să nu pățești ceva. Ce poți să pățești? Nu zi, mameni sau ce? Nu, mă, dar chiar e fain așa să te iei de femeile băieților. Dar ea e frumos să ia de bărbați căsătoriți? Păi ea știa că sunt căsătorit când am avut o relație, nu? Ți se pare normal? Păi nu, mă, dar dacă e... Eu sunt de vină. Păi dacă e nu are minte în cap, tu te pui la mintea ei și te culci cu e? Nu, așa, și eu ce să fac? Cu ce sunt eu de vină? Spune-mi tu mie. De azi înainte, s-o lași în pace, mă. S-o las în pace, dar să-mi ceară ea chestia asta. Ești al doilea care mă sună cu chestiile astea. Mă, eu nu cred. Îți jur. Jur, alaltă ieri m-am întâlnit cu prietenul ei. Unde? Unde? În Carei, în Genci, la ea. În Genci ai fost la ea? Da. Ce ți-o zis ăla sau ce? Păi că e prietenul ei de 2 ani de zile. Crede-mă că poate mâine mă sună altul. Nu știu cât sunteți, habar n-am. Păi bun, și dacă e așa bagabondă sau cum sugerezi tu? Eu n-am sugerat că e bagabondă. Păi nu, că ai zis că suntem mai mulți, mă. Este ultimul telefon pe care ți-l dau și ți-am vorbit politicos, nu m-am dus la nevasta ta. Dar poți să mergi la nevasta mea pentru că nevasta mea își fie situația, s-a liniștit. Eu n-am de ascuns absolut nimic. Adică tu îi spui lui nevasta ta că te vezi cu mai multe femei? Exact. Eu am o relație pe care eu o recunosc, ai înțeles? Tu mi-ncurci mie treburile. Dar ce treburi îți încurc eu ție? Că te bagi peste mine, mă. Dar cum să mă bag peste tine, mă, băiatule? Mie nu-mi plac bărbații. Păi ai văzut, mă? Ce glumeșești. Dar eu să știi că dacă mă pun într-o seară și vin peste tine, ai rupt bățul cu mine. Ce pot să-mi fac tu mie? Să-mi iei cai de la bicicletă? Ce pot să-mi fac tu mie? No, lasă, Sorine, că de ăștia mâncat pe pâine ca tine, no. Păi, dar să fii sănătos dacă ai mâncat, dar poate pe mine nu poți să mă mănânci. Hai, mai ești pe interval, mă, să o dăm parte în parte, te ține treaba. Ce vrei tu și unde vrei tu și cât vreți voi, mă, băiatule. Hai să ne întâlnim, nu? Hai să ne întâlnim, dacă tu ești bărbat, na. Dar nu vii, mă, că dacă eu te... Acum să nu vin. Vin unde vrei tu, în Carei, în Satul Mare, în Timișoara, în Cluj. Ești pe interval să o dăm parte în parte. Ce vrei tu și unde vrei tu. Sunt pregătit. În seara asta unde te găsesc? Poftim? Nu, mâine dimineață. Mâine dimineață lucrez. Hai la ambulanță să ne vadă toată lumea. Hai că facem cerc acolo, cel mai bun câștigă. No, și vine și Pro TV-ul și te auzi și pe Radio Zoo. Daniel Buzdugan, a fost o farsă. Da. Nu te-ai supărat? Dar de ce să mă supăr? Mirela e amanta ta? Amanta? Eu nu am amantă. Mirela este femeia pe care o iubesc. Cu nevasta ce faci? Cu nevasta ce fac? Cu nevasta fac și eu ce pot. Ce să fac? O să divorțăm. Farsa e venită de la Gabi Chelu. Gabi Chelu? Asta are vrăjeală. Nu e vrăjeală, Sorine, pe bune. Să te asculți mâine la radio. Să mă ascult mâine la radio? Da. Bine, bine, bine. Hai, te pup. Bine, și eu.